Bine te-am regăsit! Astăzi vreau să vorbim despre noi. Cum adică despre noi? Normal, despre noi am vorbit și până acum, dar azi termenul de noi va avea o tentă personală. Adică eu, tu. Și asta pentru că de cele mai multe ori, când gândim la propria persoană, ne privim într-o lume negativă. Să-mi ziceți dacă greșesc, și vreau să argumentez. Suntem nemulțumiți de cum arată corpul nostru. De mi-ar sta și mie părul cu muistă lui. Suntem nemulțumiți de jobul pe care îl avem. Habar n-am cine m-a pus să-mi aleg meseria asta în viață. Uneori suntem nemulțumiți de relația în care suntem, spunând că m-am măritat sau m-am însurat prea tânăr, prea devreme. Toate aceste filtre negative nu fac altceva decât să-i transmită creierașului nostru că acesta este adevărul și doar punem niște paie pe foc fără să găsim o soluție concretă. Iar asta pentru că realitatea este cât se poate de distorsionată în mintea noastră, ajungând să ne apreciem doar atunci când am trecut printr-un moment negativ în viață. A fi bine cu noi înșine este premisa pentru a fi bine și cu cei din jur. Este recomandat să ne acordăm timp, spațiu, plăceri nevinovate, mici răsfățuri și chiar să ne instituim niște tabieturi care să ne facă plăcere. Prima recomandare din partea specialiștilor este să ne alocăm timp nouă înșine. Bun, știu, majoritatea avem copii, locuri de muncă, prieteni, parteneri, colegi, așadar, în toată această ecuație am putea spune că nu ne-a mai rămas vreme pentru noi. Însă, în realitate, ne-am putea face răga și pentru noi. Cercetările arată că perioada pe care o petrecem singuri este generatoare de creativitate, poate să pregleze emoțiile și ne ajută să ne împlinim mai bine în relațiile cu ceilalți. O altă idee bună este să ne alocăm timp în care să nu facem nimic. Nimic? Ei bine, acest lucru poate părea foarte greu de îndeplinit atunci când suntem prinși în niște interminabile lucruri pe care tot credem că le avem de făcut. Numai gândul că poate există o perioadă în care să ne deconectăm total și să nu ne mai gândim la absolut nimic poate să ne sperie, astfel încât să nu mai știm cum să reacționăm. Scritorul canadian Chris Bailey, autor al blogului O viață productivă, menționează că dacă energia este folosită în totalitate, nu vom mai avea carburant care să ne ajute să fim productivi. De asemenea, se recomandă să învățăm să acceptăm un compliment chiar dacă acesta vine de la noi înșine. Obișnuim să nu ne recunoaștem valoarea, din convingerea indusă că n-ar trebui să părem încrezuți. Însă creierul nostru are nevoie de aceste informații pozitive referitoare la munca pe care o prestăm, tocmai pentru a ne ambiționa. Cercetările au arătat că impactul pozitiv pe care astfel de laude lau asupra psihicului uman rezită în capacitatea lor de a reduce stresul și de a crește încrederea în sine. Așadar, hai să încercăm să mai vorbim și despre noi, nu doar despre alții. Vă doresc o zi fără compromisuri.